Un polițist a fost victima unei polițiste sub acoperire care l-a convins pe acesta să o ierte de amendă, dându-i în schimb 400 de lei drept șpagă. Conform mesajul.ro, o tânără șoferiță, polițist sub acoperire, a încălcat legislația rutieră și a fost oprită în trafic pentru a fi sancționată. Femeia s-a oferit să-i dea o atenție polițistului sub pretextul că o amendă ar da-o în fileag în fața soțului ei, pentru că ar fi avut un amant cu care se întâlnea în momentul în care a comis contravenția. Femeia a fost surprinsă cu viteza de 64 de km pe oră pe un sector de drum unde era prevăzută cu o viteză de 50 de km la oră. Agentul de poliție a mai constatat că autoturismul prezenta defecțiuni la sistemul de frânare și becul de la faza de întâlnire era în stare de nefuncționalitate. Pentru a nu fi sancționată contravențional și pentru a nu-i se reține permisul de conducere și certificatul de înmatriculare al autoturismului, agentul i-a pretins suma de 400 de lei. Polițistul era înregistrat în tot acest timp, iar din discuțiile ambientale reiese cum femeia îi spune acestuia că a avut o întâlnire amoroasă, iar o amendă trimisă acasă ar da-o în vileag în fața iubitului ei. Hunedoreanul o îndrumă unde să-i lase șpaga, chiar la angajatul unei benzinării. După aproximativ o oră, două ore, după ce au fost lăsați banii, inculpatul a venit în incinta stației de benzină, iar martorul i-a înmânat suma de 200 de lei. Inculpatul ia bagnotele cu mâna dreaptă de pe teșghea, le numără cu ambele mâini și le introduce în buzunarul de la pieptul cămașii de uniformă. Părăsește apoi magazinul și urcă la volanul autospecialei de poliție. Banii proveniți din infracțiune au fost folosiți de inculpat la achiziționarea de motorină, se mai arată în dosar. Polițistul a fost acuzat de luare de mită și condamnat de Tribunalul Alba, dar în fața instanței a susținut că a fost provocat de instigatoare pentru că aceasta a tot insistat, iar faptul că investigatoarea i-a spus că vine de la o întâlnire și că se grăbește să nu o prindă iubitul ei, s-a aflat și el întreabă să filtreze cu ea, ea fiind frumoasă, iar el divorțat de 3 săptămâni. Polițistul a fost condamnat la instanța de fond pentru 2 infracțiuni de luare de mită la pedeapsa finală de 4 ani închisoare cu executare, scrie mesagerul hunedorean.ro, relatează mesajul.ro.